ziua, dragii mei! Vă prezint ingredientele necesare. Cantitățile le veți stabili dumneavoastră. Am să vă prezint ce ingrediente folosesc eu. Un dovlecel, l-am curățat de coajă. Două vinete, le-am curățat de coajă. Cașcaval, șuncă presată, puțină făină, puțin pesmet, 3 ouă, o jumătate de linguriță de praf de usturoi, o linguriță de oregano, o linguriță de turmeric, o linguriță de sare și ulei pentru prăjit. Prima dată vom bate puțin ouăle. Vom adăuga oregano, turmericul și sarea. Vom amesteca bine toate ingredientele. Acum ne vom apuca să facem primul San Jacobus. Vom lua o felie de șuncă presată. Dacă este prea subțire felia de șuncă presată, cum este a mea, vom pune două felii de șuncă presată, una peste cealaltă. Voi adăuga o felie de cașcaval peste felia de șuncă presată, apoi altă felie de șuncă presată. O vom tapeta foarte bine de făină și pe margini. Apoi scuturăm surplusul de făină. Vom trece prin ou. Apoi prin pesmet. Ca și la făină, îl vom tapeta foarte bine și pe margini. Vom trece încă o dată prin ou, apoi prin pesmet. De acest tip voi face doar 3 San Jacobus. Voi pregăti ultimul. Scuturăm surplusul de făină, apoi prin ou. Dacă vedeți că vi se va termina compoziția de ou, puteți să adăugați peste ele alt ou, îl veți bate fără să mai adăugați nimic în plus. Vom continua cu San Jacobo de dovlecel. Veți tăia felii subțiri de 2 sau 3 milimetri. Vom potrivi feliile de dovlecel pentru a avea dimensiuni egale, în așa fel încât să nu iasă cașcavalul. Deci să aibă dimensiuni egale. Când am terminat cu dovlecelul, voi adăuga încă 2 ouă, iar acum voi adăuga praful de usturoi. Luăm cele două felii de dovlecel.
Deci trebuie să vă rămână așa. Scuturăm surplusul. Trecem prin ou. Prin pesmet, îl acoperim foarte bine de pesmet, apăsăm ușor apoi vom trece încă o dată prin ou și încă o dată prin pesmet. Trecem prin pesmet toate marginile. Am terminat cu San Jacobo de dovlecel. Vom continua cu San Jacobo de vânătă. Vom adăuga alte două ouă peste compoziția de ouă. Vom amesteca bine. În momentul în care le veți tăia, puneți-le una peste cealaltă și vom proceda la fel. O felie de șuncă presată, apoi o felie de cașcaval. Și adăugăm vânăta. Am terminat de făcut și ultimul San Jacobo de vânătă. Acum le vom trece prin făină, prima dată pe margini. Vom scutura surplusul de făină prin ou. Și prin pesmet. Vom acoperi bine marginile cu pesmet. Încă o dată prin ou și ultima dată prin pesmet. Așa trebuie să vă rămână. Voi face ultimul San Jacobo de vânătă. Și ne vom apuca să le prăjim pe toate. Vom pune pe foc o tigaie în care vom adăuga ulei. Eu am adăugat 150 de ml de ulei. Vom proba să vedem dacă s-a încălzit uleiul și voi adăuga primul San Jacobo. Le vom rumeni bine pe ambele părți. Apoi le vom scoate pe o farfurie cu hârtie absorbantă. Vom începe să prăjim San Jacobo de dovlecel. Cum s-au rumenit bine pe ambele părți, le vom scoate. Am terminat cu San Jacobo de dovlecel. Acum vom continua cu San Jacobo de vânătă. Preferabil este să le serviți calde, iar dacă s-au răcit între timp, le puteți încălzi la microunde sau la cuptorul normal. Am terminat de prăjit San Jacobo. Acum voi tăia din fiecare. Acesta este San Jacobo de dovlecel. Este foarte, foarte moale pe dinăuntru, atunci când este cald.
După cum vedeți, au o crustă crocantă. Acesta este San Jacobo tradițional. Iar acesta este San Jacobo de vânătă. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să încercați și voi această rețetă.